Regina Cleopatra devine Cleopatra a VII-a a Egiptului la moartea tatălui său, Ptolemeu al XII-lea, în anul 51 înainte de Hristos. Cleopatra nu purta bijuterii și vorbea 7 limbi. În iunie 47 înainte de Hristos, Cleopatra a avut un fiu, despre care a pretins că este al lui Iulius Cezar și pe care l-a botezat Cezarion. În anul 37 înainte de Hristos, Marc Antoniu s-a despărțit de Octavia și a mers în Siria, unde a avut cu Cleopatra doi gemeni, un băiat și o fată. Octavian, fiul adoptiv al lui Cezar, i-a declarat război Cleopatrei și, în consecință, lui Marc Antoniu în anul 31 înainte de Hristos. După această bătălie, Cleopatra s-a refugiat într-un mausoleu. Alexandria fusese cucerită de romani, care înconjuraseră mausoleul Cleopatrei. După ce aflase că va fi trimisă în lanțuri la Roma, Cleopatra, în vârstă de 39 de ani, și-a pregătit moartea, ordonând celor două sclave personale să-i aducă o cobră, a cărei mușcătură a ucis-o. Brutus a fost un om politic roman, unul dintre liderii conspirației, în urma căreia a fost asasinat Iulius Cezar în anul 44 înainte de Hristos. Brutus a fost fiul lui Marcus Junius Brutus, care a fost ucis de Pompei cel Mare, iar mama sa se numea Servilia, cea care a devenit mai târziu iubita lui Cezar. După moartea tatălui său, a fost înfiat de un unchi, Quintus Servilius Caepio. Brutus s-a alăturat lui Cassius și altor senatori, punând la cale un complot care a dus la asasinarea lui Cezar în anul 44 înaintea erei noastre. Brutus s-a sinucis în anul 42 înaintea erei noastre, la vârsta de 43 de ani, după ce a fost învins în bătălia de la Filipii de către viitorul împărat roman Augustus. Van Gogh și-a petrecut copilăria la Haga, după care a plecat în Anglia. Acolo a vrut să devină pastor, la fel ca tatăl său, iar din 1879 a lucrat ca misionar într-o regiune minieră din Belgia. În acest timp a început să schițeze oameni din comunitatea locală și în 1885 a pictat prima sa operă de succes, Mâncătorii de cartofi. În martie 1886, artistul s-a mutat la Paris și acolo i-a descoperit pe impresioniștii francezi. A ajuns la Arles, unde a colaborat cu pictorul Paul Gauguin. Din cauza nebuniei, Van Gogh l-a atacat pe Gauguin cu briciul. Gauguin a reușit să fugă, iar Van Gogh, într-un acces de furie, și-a tăiat urechea. S-a internat la spitalul din Saint-Rémy-de-Provence. Pentru că nu era sigur de vindecare, Theo, fratele său, l-a trimis la doctorul Gachet. Pe 27 iulie 1890, Van Gogh a ieșit din cameră să picteze pe câmp. Acolo s-a împușcat în piept cu propriul pistol, iar după două zile a murit. Avea 37 de ani. Jack London este pseudonimul literar al lui John Griffith Cheney. Opera sa are ca subiecte existența crudă, sălbatică și spiritul de revoltă și aventură, în care eroii, de o forță fizică și morală supraumană, sunt antrenați într-o luptă brutală pentru supraviețuire. Jack London s-a născut în San Francisco, fiind copil din flori. Mama lui era Anne Wellman, iar tatăl natural, astrologul William Mike Cheney, care a refuzat recunoașterea paternității.
familia scriitorului trăiește în San Francisco Bay Area, în condiții sărace. Toate încercările familiei de a se îmbogăți în Oakland, California, soldându-se cu un eșec. Tatăl său vitreg devine invalid, astfel încât Jack, copil fiind, trebuie să lucreze ca vânzător de ziare, ajutor în restaurante și într-o fabrică de conserve. Jack London s-a sinucis la vârsta de 40 de ani cu o supradoză de morfină și atropină, cel mai probabil din cauza unei insuportabile dureri de rinichi. Lupe Velez a fost prima actriță mexicană care a devenit faimoasă la Hollywood. Lucrând cu cei mai mari regizori din epocă, precum Cecil B. DeMille, Lupe Velez a jucat în nenumărate filme și a avut relații cu cei mai mari actori ai vremii, printre care Charlie Chaplin, Errol Flynn sau Clark Gable. După o relație cu Harold Mareș, Lupe Velez a rămas însărcinată. Când Mareș a refuzat să o ia de soție, s-a sinucis, preferând să moară decât să dea naștere unui copil nelegitim care să crească fără tată. Avea 36 de ani. Poetul Serghei Esenin, la vârsta de 30 de ani, a suferit o criză mentală și a fost spitalizat vreme de o lună. Cu două zile înainte de Crăciun, și-a tăiat venele de la mână și a scris un poem de adio cu propriul sânge. După aceea, s-a spânzurat de țevile de la încălzire de pe tavanul camerei unui hotel din Sankt Petersburg. Sigmund Freud este considerat a fi părintele psihanalizei, iar lucrările sale introduc noțiuni precum inconștient, mecanisme de apărare, acte ratate și simbolistica viselor. Freud s-a născut într-o familie de evrei din Freiberg, Moravia. Sigmund a fost primul născut din cei 9 copii ai familiei, dar mai avea și alți frați vitregi din căsătoriile precedente ale tatălui său. Cu toate că familia sa nu era o familie înstărită și trăiau într-un apartament mic și aglomerat, părinții săi au făcut totul pentru ca Sigmund să aibă parte de cele mai bune condiții. Freud a fost un copil precoce din punct de vedere intelectual. 6 ani la rând a fost primul din clasă, iar la terminarea școlii avea cunoștințe temeinice de greacă, latină, germană, ebraică, franceză și engleză. Viața de familie se organiza în funcție de programul său de studiu, iar Freud își lua masa de seară separat de restul familiei. Cu câțiva ani înainte să moară, suferise peste 30 de operații din cauza cancerului provocat de fumat. A murit prin eutanasiere, fiind ajutat și asistat de colaboratorul său să își administreze o doză foarte mare de morfină. Virginia Woolf, scriitoarea de origine britanică, s-a sinucis în urma unei crize puternice de depresie. Felul în care a ales să o facă a inspirat cartea Orele a scriitorului Michael Cunningham. Virginia Woolf a îmbrăcat paltonul și a umplut buzunarele cu pietre și a intrat în apa râului Uz din apropierea casei sale din Sussex, unde a fost găsită înnecată de către soțul său. Adolf Hitler a ajuns la putere în 1933 și a transformat țara într-o dictatură monopartid bazată pe ideologia totalitaristă a național-socialismului.
politica sa expansionistă agresivă este considerată principala cauză a izbucnirii celui de-al doilea război mondial, soldat cu pierderi omenești colosale. De numele său sunt legate numeroase crime împotriva umanității, printre care punerea în aplicare a unui plan rasist de exterminare în masă a evreilor. Pe 30 aprilie 1945, în timpul ultimelor lupte din Berlin, când trupele sovietice se aflau la mică distanță de cancelarea Reichului, Hitler s-a sinucis. Trupul lui și cel al Evei Braun, cu care se cununase în ziua precedentă și care s-a sinucis simultan, au fost depuse în craterul unei bombe, stropite cu benzină de către Otto Günsche și alte ajutoare, și li s-a dat foc. Înainte de a se sinucide, Hitler își otrăvise câinele pentru a testa otrava. Ernest Hemingway, romancier, nuvelist, prozator, reporter de război, laureat al premiului Pulitzer în 1953, laureat al premiului Nobel pentru literatură în 1954, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori americani, și-a petrecut ultima parte a vieții în spital, confuz, cu accese de paranoia. Întreaga opera a lui Hemingway are un puternic caracter autobiografic, fiind dominată de conflicte emoționale puternice. În calitatea sa de reporter de război, atât în primul război mondial cât și în cel de-al doilea, dar și în războiul civil spaniol, Hemingway impresionează prin utilizarea unui număr minim de mijloace stilistice și artistice în obținerea unui impact imaginativ maxim asupra cititorului. Din acest punct de vedere, unii critici literari îl consideră un exponent al minimalismului în literatură, deși Hemingway nu a gândit niciodată opera sa în acești termeni. S-a împușcat după o perioadă de internări și tratamente pentru boli ale sângelui și inimii. Marilyn Monroe sau Norma Jean Mortensen. Majoritatea biografilor cred că tatăl său biologic a fost Charles Stanley Gifford, un agent de vânzări pentru studioul cinematografic unde mama lui Monroe, Gladys Pearl Monroe Baker, lucra ca editor de film. Certificatul ei de naștere îl indică pe norvegianul Martin Edward Mortensen ca fiind tatăl său. În 1935, Marilyn a fost trimisă la orfelinatul din Los Angeles, ca mai apoi să urmeze o lungă succesiune de familii adoptive, unde se crede că a fost abuzată și neglijată. În septembrie 1941 și-a reîntâlnit mama, care a crezut că cel mai bine pentru Marilyn, care atunci avea 15 ani, era să se căsătorească, pentru că altfel trebuia să se întoarcă la orfelinat. Mama sa i-a făcut cunoștință cu fiul vecinului, James Dougherty, care i-a devenit primul soț în 1942, după ce Marilyn a împlinit 16 ani. În timp ce soțul ei era plecat să lupte în cel de-al doilea război mondial, tânăra doamnă Norma Jean a început să lucreze într-o fabrică unde pulveriza soluția antifugnitivă pentru piese de avioane. Un tânăr fotograf militar, David Conover, a remarcat potențialul de model și i-a oferit o colaborare cu agenția de modeling The Blue Book. Marilyn a devenit unul dintre cele mai de succes modele ale agenției. În 1946, ea a intrat în atenția căutătorului de talente Ben Lyon. Acesta i-a aranjat un test de filmare pentru 20th Century Fox. I-a fost dat numele Marilyn după actrița Marilyn Miller și a fost sugerat numele de fată al mamei sale, Monroe, ca nume de familie. Norma Jean, la 20 de ani, devine Marilyn Monroe.
a mai fost căsătorită cu jucătorul de baseball Joe DiMaggio și cu scriitorul Arthur Miller. Pe 5 august 1962, la doar 36 de ani, a fost găsită fără suflare în propria casă după ce luase o supradoză de medicamente. Elizabeth Hartman ar fi putut ajunge una dintre cele mai mari actrițe de la Hollywood. În 1965, la vârsta de 22 de ani, a fost nominalizată la Oscar, fiind la vremea respectivă cea mai tânără actriță nominalizată la Marele Premiu. Filmul care a consacrat-o a fost A Patch of Blue, în care Hartman interpreta rolul unei tinere oarbe care se îndrăgostește de un bărbat de culoare. Filmul, lansat în plină epocă a luptei pentru drepturile civile ale comunității afroamericane, a avut un succes imens. Elizabeth Hartman s-a sinucis în 1987, la vârsta de 44 de ani, din cauza depresiei. Dalida, pe numele său real, Yolanda Cristina Giliotti, a fost o cântăreață cu origini egiptene și italiene. În cei 30 de ani de carieră, Dalida a primit 70 de discuri de aur și a fost prima cântăreață care a primit discul de diamant. În anul 1954 a concurat pentru titlul de Miss Egipt și a fost încoronată Regina Frumuseții. În ciuda succesului imens pe care l-a avut în plan profesional, viața sentimentală a artistei a fost marcată de probleme personale și de relații amoroase nereușite. La sfârșitul lui ianuarie 1967, avea o relație cu muzicianul italian Luigi Tenco. Acesta s-a sinucis și a fost găsit în camera de hotel chiar de către artistă. O lună mai târziu, Dalida a încercat să-și pună capăt zilelor cu o supradoză de medicamente. A fost în comă 5 zile, după care au urmat luni întregi de convalescență. În decembrie 1967, vedeta a rămas însărcinată cu un student italian de 18 ani pe nume Lucio. A făcut avort și nu a mai putut avea copii. În septembrie 1970, fostul soț al Dalidei, Lucian Moris, cu care a fost căsătorită între anii 1956-1961, s-a sinucis, împușcându-se în cap. În iulie 1983, iubitul cântăreței din perioada 1972-1981, Richard Chanfre, s-a sinucis și el. Pe 2 mai 1987, Dalida și-a pus capăt zilelor cu o supradoză de medicamente. Viața mi-a devenit insuportabilă. Iertați-mă! A scris artista într-un bilet de adio. Avea 54 de ani. Kurt Cobain, solistul și chitaristul formației Nirvana, a format trupa în 1986 împreună cu Krist Novoselic. A avut parte de o copilărie dificilă, la care a făcut referire în unele cântece și interviuri. Cunoscut pentru versurile sale tulburătoare, precum și pentru registrul vocii, Cobain este considerat unul dintre cei mai influenți cântăreți rock din toate timpurile. În ultimii ani de viață, Cobain s-a luptat cu dependența de droguri și a făcut cu greu față presiunii mass media, el declarând la un moment dat: "Faimos era ultimul lucru la care voiam să ajung." Pe 8 aprilie 1994, Kurt Cobain a fost găsit mort în casa lui din Seattle. S-a împușcat în garaj, unde a fost descoperit de un electrician care venise să instaleze un sistem de alarmă.
a lăsat un bilet în care spunea că nu mai simțea de prea mulți ani entuziasmul de a compune sau asculta muzică. În sânge, i s-a găsit o cantitate considerabilă de heroină și valium. Avea 27 de ani. Moartea actorului Robin Williams, unul dintre cei mai iubiți actori de la Hollywood, i-a șocat pe toți cei care nu credeau că în spatele zâmbetului se ascundea o teribilă dramă. Anchetatorii au stabilit că actorul s-a sinucis prin spânzurare. Câștigătorul unui Oscar pentru rolul din Good Will Hunting suferea de depresie și se lupta de ani buni cu dependența de alcool și droguri. După o abstinență de 20 de ani, Robin Williams a recidivat în 2005, în timpul filmărilor pentru lungmetrajul Marele Alb. Robin Williams s-a internat într-o clinică specializată, însă lucrurile s-au înrăutățit cu câteva luni înainte ca actorul să-și pună capăt zilelor.